mănânci sănătos, joci bine. A fost lecția pe care Marius Nicolae a învățat-o în Portugalia, mai ales de la prietenul și colegul de cameră Cristiano Ronaldo, care de mic a fost atent la mâncare. La Sporting, Nicolae a jucat alături de Ronaldo și de golgheterul Jardel. Fostul dinamovist își amintește că Ronaldo era atent la tot ce mânca de mic. În schimb, brazilianul Jardel își făcea de cap cu cartofi prăjiți și vită grasă. Era atent cu dieta sa? Niciodată. Puști atunci când juca la Sporting, Ronaldo l-a impresionat din prima pe colegul de cameră Nicolae. Se ducea tot timpul în oglindă și repeta: o să fiu cel mai bun, o să fiu numărul 1. Nicolae îi sfătuiește și pe românii de la națională să aibă grijă la ce mănâncă. Fresh. Dacă te antrenezi 100%, te odihnești bine, te alimentezi bine, n-ai cum să nu fii fresh. A fi fotbalist profesionist e 24 de ore din 24, 7 din 7.